L-am prins, ia! Țăcălie! Kimetsu no Yaiba, Hinokami Kepputan! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Demon Slayer. Ne-am dat noi cu jocuri pe aici, pe acolo și de asta nu am mai făcut episodul 2. Nu am mega ultra prins, să zic, primul episod, dar vreau să mai joc pentru că îmi place și am și cam plătit mult pentru el. Am dat vreo 50-60 de euro, parcă, așa că măcar din respect pentru banii aia să jucăm câteva episoade, așa că off camera nu mai joc. Dăm pe story și hai să continuăm. Oricum e interesant jocul, nu zic nu, însă problema e că nu mai știu unde rămăsesem, deci am făcut capitolul 1, parcă atât. Și astăzi vom încerca să facem capitolul 2 și poate mai mult aș vrea episoadele acestea să fie de o oră, o oră și ceva, pentru că nu rezolvăm prea multe cu episoade scurte. Ok, jocul fiind lung, știu ce zic? Cu o oră și ceva, cred că e ok și vă place tuturor, în general am făcut de multe ori cu episoadele, cu jocurile cu poveste așa. Ce doi ani descriere, GFL în descriere, codul RAF12% reducere. Livrează repede cei de la Energy Lab. Două zile maxim, 3 lucrătoare. Hai să vedem, tocmai ce am... Salut! Eu ți-am făcut sabia lui Tanjiro. Sunt aici să o livrez. Deci pentru cei care nu ați văzut episodul anterior, caracterul nostru, Tanjiro, a fost la un examen, l-am trecut cu brio și am devenit nu știu ce status ăsta, nu știu cum se numește. Adică ne-am alăturat corporației de omorât ucigași de demon și Demon Slayer, e corporația asta lor în care trebuie să treci un test greu ca să ajungi un Demon Slayer la rândul tău. Am ajuns și ne așteptăm sabia. Cu asta e o sabie șmecheră de tot și că conține nu știu ce. Eu sunt Tanjiro. Bine v-am găsit. E o sabie Nichirin. Am fabricat-o eu. Vrei să intri să bei? Materialele vin din cel mai apropiat munte de soare. Nisip? Fier nisip? N-am înțeles, niște materiale rare. Ești bine, veniți să... Produce oțel și absorbe lumina. Atunci da, haide, te rog, vină înăuntru. Muntele Yoko are multă lumină toată ziua? Niciodată n-are un nor. Fără ploaie se absorbe fără impurități lumina. E mascat. M-a auzit? Omul ăla încă nu ascultă de nimeni. Ok, deci e un om de acum mult timp care el face săbile pentru ăștia din Demon Slayer Corporation. Ce a intrat până la urmă? Ești un copil al luminii. Ai noroc. Părinții mei sunt Tanjiro și Kie. Nu la aia mă refer. Ai roșu în păr și ochi. Ești considerat norocos când o familie care lucrează cu focul are un copil ca tine. Serios? S-ar putea să facă sabia roșie. Nu-i așa, Urodraki? Da. Cer să îi las pe ei să vorbească și apoi să traduc, dar nu mă mici destul de repede, știi? Știu că pe unii vă enervează când traduc, dar sunt mulți care nu vorbesc engleză și... Sasa, uite mina. Haide. Nichirin to wa betsume. Irogawari no katana to itte na. Mochinushi no te iro ga kawaru no yo. Culoarea sabiei se schimbă în funcție de cine o deține. Sunt speciale Nichirin, săbiile astea. E negru. Negru? Interesant. E de rău? Am ghinion? Nu vezi prea des. E negru, negru. Chiar speram la o sabie că-ți facă roșie. Probabil însemna ceva special dacă avem sabie roșie sau nu știu. Oprește-te! Câți ani ai oricum? Sanju nanana! Nande da yo!
Să bat în cocioaba asta, ce fac? Uțuite! Uțuite cădasai! Prin cioarele transmite mesaje corporația. Avem ordine noi, Tanjiro. Să duci și într-un oraș norvez de aici. Vorbește cioara! Oningari toste no? Saisho no shimoto de ar! Kokoro shite kakare! E prima ta misiune din Demon Slayer Corporation, pregătește-te! Mi-a zis assignment? Fete tinere sunt răpite în orașul ăsta. Noapte după noapte. Noapte după noapte minim una dispare. Capitolul 2 de Swamp Demon. Ați înțeles ideea? Deci noi lucrăm pentru Demon Slayer Corporation în speranța că vom afla. Se aseamănă puțin cu Full Metal Alchemist, dacă ați văzut anime-ul. Deci în Full Metal Alchemist am și eu un video care o să vină, am citit manga-ul. Copilul ăla se alătură prin alchimie unui stat, statului care, mă rog, angajează alchimiști. Aici e statului care angajează ucigași de demoni, tot din scopul ăla, pentru a afla mai multe informații. Și culme că o face pentru sora lui și în Full Metal Alchemist o face pentru fratele lui. Deci dacă vă place Demon Slayer, puteți să-l încoprile și peste Full Metal Alchemist Brotherhood. O să fac eu un video. L-am filmat deja cu manga-ul, dar nu l-am postat. Asta e uniforma pe care am primit-o. Se potrivește la fix. Ceva de genul ca Tanjiro, o să am și eu părul. Gen tot dat pe spate așa când se încrească. Da, ba, e mult până crește, din păcate. Am făcut freza asta. Vreau să văd cât de mare am părul. Uniforma e făcută cu fibră specială. Rezistă la apă, nu arde și e ușoară. Un demon de nivel mic nu poate rupe. Ce? Demonii mor la lumină. Și tu vrei să călătorești cu Nezuko, nu? Vedeți, de asta m-am spus că e atât de dificilă limba japoneză față de engleză. Pentru că, deși în engleză părea vrei să călătorești prima oară cu Nezuko, dar demonii mor la lumină. În japoneză i-a zis invers propoziția, a zis demonii mor la lumină, vrei să călătorești cu Nezuko, nu? Ați văzut? Adică sunt frazele altfel în japoneză. Este făcută dintr-un lemn foarte ușor. Ce dar noros. Are un lac de piatră? Ca să fie puternic și durabil. Arigatou gozaimasu. Îți mulțumesc, Urodoraki. Urodoraki. Omae ga kisatsutai no nimmu o hajimeru ni atatte setsumei. Sunt niște lucruri care vreau să le explic, pentru că ești la început. Ok. Oni ni wa ikutsuka shurui ga aru. Sunt demoni diferiți. Kijutsu toiu tokushuna jutsu o tsukau oni wa inou no oni da. Kongo wa sono youna oni tomo tatakai koto naru daro. Sono mono tachi to no tatakai wa kore wa ijou ni konnan wo kiwameru. A fi dificil să-i omori. Daga oni wo taoshi tadotte ikeba izure. Dacă omori demoni și le... Dacă omori demoni și le localizezi sursa, poate găsești pe cel care a rănit-o pe Nezuko, pe sora ta. Este un singur demon care poate transforma oamenii în demoni. E aici de mai mult de 1000 de ani. E leținta ta. Cel care ți-a atacat familia. Sara ni soițu naraba. Imoto o ningen ni modosu hoho o shitteiru to washi wa omotteiru. El e singurul care știe să facă pe Nezuko înapoi om. Numele lui este Tsakalie. Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan. Până și numele era invers în engleză, ai văzut? Nezuko oni ni shita no mo. Doar el o poate face înapoi pe Nezuko om. Dare care kamaazu hito o osoi,
Și ea devine demonul și atacă și familia. Nu se pot abține poftelor. E ca anime-ul, dacă l-ați văzut, Tokyo Ghoul. Dar nu se putea abține și trebuia să mănânce. Asta înseamnă să fii un demon. Cel puțin așa am crezut, dar Nezuko nu face așa, că nu-l atacă. Până când am întâlnit-o pe Nezuko. Ea e un demon, dar n-a mâncat niciodată oameni. Nezuko l-a aproape fratele nostru. N-a mâncat niciun om. Așa care mă de ocnă oni o mite chitanga. Sonna jireua ichido toste chita cotoga nai. N-am mai auzit niciodată așa ceva. Dou iate Nezuko wa kono jōtai o tamotte iru ka? Cum trăiește fără să mănânce? Kore wa okusoku da ga. Nezuko wa hito no chiniku o kurau kawari ni. Nezuko se reface dormind. Nemuru koto de taidyoku o kaifuku shite iru no kamoshirenai. În loc să consume carne de oameni ca ceilalți demoni. Nemuru koto de taidyoku o kaifuku. Doarme ca să-și facă puterea. Sakki mo itta ga. Kore wa washi no okusoku da. Așa cred, s-ar putea să fiu să greșesc totuși. Nezuko to tomo ni iru no wa omae dake da. Imouto no kansasu wa okotaru na. Tu să continui să observi, ok? Să o analizezi. Saigo ni mou hitotsu. Încă o chestie. Kiyasume ni shika naran kamoshiren ga. Nezuko ga nemutte iru aida ni washi wa anji o kaketa. Am folosit o sugestie hipnotică timp ce dormea. Nigen wa mina omae no kazoku da. Ningen wo mamore. Oni wa teki da. Hito o kizutsukeru oni o iurusu na. To na. Asta i-am spus, că i-a spus că toți demonii sunt, toți oamenii sunt familia ei, să-și protejeze familia. Ok, și demonii sunt inamicii. Practic a hipnotizat-o, chiar dacă ea are poftă să mănânce oameni, a hipnotizat-o să omoare demoni. Înțeleg că vrei să o protejezi. Dar ține cont. Nezuko e un demon acum. Onida? Nu e o floare delicată. Nanniseyo. Korekara rimmu ga hajimaru. Hontou no imi de oni to no tatakai da. Buji ni futari de modotte koi. Sper să vă întoarceți în siguranță. Daijoubu da. Sunt sigur că vei fi ok. Hai. Vei fi. Da, știam că mi-a lăsat părul lung ca să-l las pe spate, știi? Voiam să văd că gen nu m-am tuns cam de aproape 2 luni. Dar nu e nici pe aproape de crescut. Gen, uite la bretonul meu și vine până aici. Păi până vine la spate aici durează 1 an să crească. Crește foarte greu părul. E insane cât de greu crește. Deci, da. Plus că am părul ăsta prin părți care trebuie să crească, e ciudat. Hai să ne uităm prin oraș. Hai, tată. Asta părul meu. Doar că v-am zis că o să arate ciudat freza mea cât timp o să crească părul. Mai ales ăsta din porți până crește. Investigate the town. Hai mă să mergem, facem și noi ceva. Deci noi nu facem misiuni secundare, aici în direct cu misiunea principală. Așa, deci destination și cealaltă sunt niște puncte. Dacă vrei să te joci mai multe misiuni secundare ca să, na. Mai ai content pentru 60 de euro jocul. Deci ne-a făcut cutia ca sora noastră să stea în cutie să nu o prinde lumina soarelui, că moare dacă o prinde lumina soarelui. Chiar dacă e seară, adică nu trebuie să o vadă deloc, să nu vadă lumina deloc. Săracul Kazumi n-arată bine. De lângă Satoko. A fost luat. Persoana aia știe o victimă. Domnule Kazumi. Ce s-a întâmplat azi noapte? Aici a dispărut Satoko. Dar sigur nu mă crezi. Ba da. Stai și te ajut. Miroase a demon. Dar nu e complet mirosul. Ceva e ciudat. Cine e copilul ăsta? Clar e un demon aici.
まだ情報が足りない。Arte staff, mai multe. 日の入りまで残された時間は少ない。Nu mai e mult timp până când apune soarele și gen e furată iar altă fată. Decât dacă oamenii noi joacă o atmete, iba să o sacră nai to. Să adună multe informații și să-l prind până se face noapte. Alo. Așteaptă aici, domnule Kazumi. Vreau să investighez ceva. Ok. Și vrea să investigheze totuși. Da, probabil trebuie să-i spună că bă, băiatule, suntem de la Demon Slayer Corporation, adică suntem hozionule, mai înțeles? Ok, hai să vedem. Deci, caracterul nostru are o abilitate să simtă un miros foarte subțir. Re, pardon. Și ne ducem după mirosul ăsta. Simte, aude, are niște simțuri de-astea puternicoase. Chiar și aici, putea demon. Mă rog. Facem așa o glumiță. Simte un miros de demon. Așa, ai găsit mirosul de demon. Hai să mai vorbim cu oamenii din oraș. Tăcălie! Alo! Vreau să întreb ceva. Știi, ai vreo idee de ce dispar femeile noaptea? Ai auzit și tu? O fată a dispărut din depozit pe cealaltă parte a peretelui. What? Și aici? Ea ajuta părinții la magazin. Făcea curățenie. Și făcea curățenie și noaptea în care a dispărut, părinții took their eyes, n-au mai fost atenți la ea și a dispărut cu totul. Înțeleg. Ce se întâmplă în orașul acesta? E enervant, e înspăimântă. Îți mulțumesc că mi-ai spus și tu să ai grijă. The other side of the wall. Ok. Opa, hai în curte. Ia unde a dispărut fata noastră. Da. Duhoare de demon. Încă mai e pe aici mirosul. Sunt multe victime. Ok. Se pare că e printr-o curte ceva. Băi, eu am văzut anime-ul, dar nu mai țin minte exact ce se întâmplă. Ba nu. Mergem pe high ground. Ce suntem? Pe Fortnite? Unde suntem? Bă, jocul ăsta își bate joc de mine. Uite-mă. Aici era. Sărimoare, unde ești? Vino, haide! Ascultă, iubire, fata, sora ta nu se mai întoarce. Scuză-mă, e vreo problemă ce, Tanjiro? Fetița mea a dispărut. Fetele mele erau inseparabile, erau lipite una de cealaltă. Și sora mai mică nu acceptă realitatea. Deci asta s-a întâmplat. Anone? Sora mea mai mare... Eu mă jucăm cu sora mea mare în curte, cu artificii. Și când au explodat, sora mea a dispărut. Unde e? Vreau să se întoarcă mai repede, am promis că voi fi o soră cu minte. Un demon a făcut toate astea? Let's check out the yard. Aia în curte. Ce-a făcut, mă, demonul ăsta? Aici a fost furată sau înrăpită fata. Îi simt... Le simt mirosul amândurora, demonului și fetiței. Mamă, trebuie să mă grăbesc să face noapte. Păi, da mă, tăti, să aia zic și eu. Asta e ultimul. Ok, au fost atacați la râu, am înțeles. Altceva? Un pic am slow pace jocul, gen mult text, mult du-te acolo, du-te acolo, fără acțiune. Înțelegeți un debat? Hai să vedem eu. Mamă, ți-a făcut noapte. E Big Blana moment. Se combină mirosurile cu fata și demonul. Hai să vedem, ia, mă concentrez și urmează mirosul. Gata, mă, ne concentrăm, băieții. Așteaptă aici. Bă, de-aia mai zis unii să aștepte. Tot ăsta era, mă. Vrei să mai investighezi ceva? Da, noi nu avem mult timp la dispoziție, dar hai. Și acum mă pune să mă duc după o dâră de aia roșie, stau asta. Follow the scent, mamă. În episodul anterior, cred că m-am plimbat așa vreo 5 minute de ne-am urmărit un miros de ăsta. M-a spart în două mirosul. Datată. O să cobor. Dă ăștia o restricție de noapte sau de ce nu-i... Ia. Ia zi-o, tată. Ce
Ia zi toate struțurile, care ești pârla? Amă, dacă nu dau un ăsta... Stai așa că nu mai știu pe ce apăr. Bă, cât îl luam de gâdlează? Nu era pe Y. Stai așa, pe cât eram, pe X? Nu mai știu pe cât... A, pe ăsta! Ia! Am nimerit tața aia așa, nu mai știu pe cât îi făceam grab-ul ăla, am uitat. Bun, da, l-am spart în două pe tătis. Mergem pe zid. Vezi că e un pic de hâs, Johnule. Cred că pot coborâ. Ne-a mai apărut un tovarăș. Hai, salut, tătis. A, pe pătradul. Ia. Pătrățescu! Nici eu nu mai știu! Aaaa, m-a ars, bă! Bun! La spart pal nostru. E un pic ca un repetitiv combo. Mergea să fie mai multe combo în joc, asta e părerea mea. Să meargă, să faci mai multe jmecherii, se prea repetă, da? E ok. Totuși, doar eu lucrez în misiunea asta, adică nu suntem mai mulți în Demon Corp? E chiar aici! Nu-l văd, totuși. E cel mai puternic miros aici. Tanjiro, bă! A găsit femeia, a băgat-o în pământ. De-aia a zis ăla că a văzut femeia că s-a usat în jos așa. Și ăia! Ce-i fa asta? Ce-ai făcut cu fetele pe care le-ai răpit? El în spatele chestiei? Ăsta e gen... A răpit... răpirii? Mai unu! Hova! Nezuko-chan! S-a trezit, bă, gata! Nezuko-chan has joined the chat. Spune-mi de ce... ne-ar ataca un demon? A, nu, de ce ar călători un demon cu un om? Te descurci, Nezuko? Ar fi mișto să jucăm noi ca Nezuko. Să mai schimbe abilitățile, caracterele. A, același miros, toți! Sunteți frații petreuși, știți de sezon, gașca gangrena. Se sparge în trei. Kisama, nemernicule! Pleacă de aici! Fetița are 16 ani deja, își pierde gustul. Dacă nu mănânc, se strică. Calmează-te, celălalt eu. Am degustat deja fetele din orașul ăsta. Fiecare între ele suculente și delicioase. Eu vreau să le mănânc pe toate! Ține pentru mine, stai aproape! Stai, asta era sora lui, nu? Sau? Nu mai știu, nu știu dacă sunt... Monstrule! Adu-o pe Satoko înapoi! Ah, Satoko e sora lui. Cine era sora Satoko? Am mâncat-o deja dacă îi aparține ceva de aici. Ale! E lui Satoko! Ai murit-o! Ce crud! Dă-o înapoi! Fetița aia mea, nu știu, la 16 ani sunt crude să le mănânci, n-am înțeles. Aaa, putem să dăm switch! Nice! Așa, înțeles. Nezuko-chan! Ne vom distra aici.
Oh, it's gonna be a lot of fun, guys. Hi. Let's have some fun, dude. Nezuko, dai la nemeri! Oh my god, doi! Dite bine, ești nebun! Vai, mamă! Sunt prea mulți inamici, aia e belea! Vino înapoi, Nezuko! Trebuie să schimbă țintele și un pic am ciudat. Glumești, X-Slidere! Ești gata, Nezuko, ne boostăm? Ia stai mă să schimbăm noi cu caracterii. What? Sunt Nezuko? Wow! Se bat demonii între ei. Stai. Stai, că mă bat ăștia. Vino și tu, dă-i pe ăla. A, trece prin ei. Nu cred că are... Ba da, mă, uite. Oh my god, doi! Ai mai rămas tu, amice? Oh, noi, bobo, ce se mișcă, Nezuko, nu înțelegi. Bine, și-a un pic. Damage cât e jos. Interesant, oricum. L-am caftit pe fraier. Unde au plecat ceilalți? Mă trage în pământ! Nezuko mă fură ăștia! Mă duc! Păstrează în siguranță pentru mine. Probabil pe aia doi cetățeni sau ce-or fi. Săteni! Să-i aperi? Femeia aia mea! Vezi pe Nezuko, nu cred că vrea să o mănânce, că e demon. O devoresc cu totul. Iar ne batem! Păi abia am jucat cu Nezuko. Nezuko sau cum se pronunță. Cap de mustață ce ești. A, da, chiar pot să dau perii astea așa. O, mă nebunie. Oh my god, doi! Ieși din calea mea! Opa! Oi, lele! Ce se întâmplă, bă? Cum era să-și traduc în timpul luptei? Păcat că n-apuc să încarc bara aia, că gen... Fiecare caracterul nostru are o fatalitate. Când își încarcă bara din stânga jos de 3 ori. Dar cred că e doar la boss fight-uri mari. Îți voi găuri capul! S-a întors Tanjiro? Ia-ți mâine de pe sora mea. A, uite capetele ăla i-au omorât. Ce și despre Muzan Kibutsuji? Muzan e șeful al lor care... Poate transforma oamenii în demoni. Nu se pot spune. Nu pot. Nu trebuie să spui un suflet. Nimeni nu trebuie să știe despre mine, înțelegi? Te urmărez mereu și știu dacă vei spune. Eu mor automat, cred. Nu pot. Ce faci, ce bune, bate-mi iar! What? Vrea să-l bat și eu, i-au crescut mâinile! În doi nu cred că are nicio șansă! Mamă, cum se duce după el, Nezuko? Vai, mamă, ce-l caftim pe nebun! Nezuko, ești în regulă? Da. Yeah.
Bustează-l! Nu merge. Miroși oribil? Ulei stricat. Știu de unde vine. Câți oameni i-a omorât? Deci am mai omorât niște oameni. Probabil are legătură cu poveștirea peste care am sărit noi. Memory fragments, poate? Nu știu. Bine, noi facem doar povestea principală, dar... N-am obținut nicio informație de la el. Dar gen jocul mai are niște memory fragments, content extra. N-a murit, a dormit ca obosit gen. A dormit. Ca să-și refacă rănile, probabil. Îți promit că te voi transforma în om la loc. Am înțeles că ending-ul manga-ului e puțin cam ciudat, nu erau așa fericiți oamenii. Parcă nu mă înșel, nu știu cum am înșel, că s-a terminat manga-ul. Am cumpărat și o boxe, v-am zis, că ajunge la viitoare sau peste două luni, noiembrie, decembrie, cred. Nu, cred că noiembrie ajunge. Să fac un unboxing, dacă vreți, cu toate manga-urile. Ești ok, Kazumi? Mi-am pierdut soția, cum să fiu în regulă? Trebuie să continui, chiar dacă pierzi oameni. Chiar dacă este devastant... Ești doar un copil, ce știi tu? Voi pleca acum. Cine asta? Găsește aici ceva lui... al doamnei Satoko. Cred că era aia roșie sau ce era. Cu care a omorât demonul. Ai trecut și tu prin asta, nu-i așa? Pare rău, n-ar fi trebuit să zic asta. Iartă-mă, te rog. Gen, a zis că tu ești doar un copil și știi ce să pierzi pe cineva, dar el a pierdut gen familie și mai are și pe sora lui. Hai, salut, amice. Mâinile lui. Înainte de la antrenament, nu sunt mâini de copil. Le vei bătătorite că s-a antrenat mult. Domnul Kazumi trebuie să fi dat. Nu sunt singur, gen și alții au pierdut oameni. Câți oameni ai omorât, câți ai chinuit? Muzan Kibutsuji, te voi face să plătești. Și e șeful al lor. Jur! Mamă, e nervos, Tanjiro. Capitolul 2 s-a terminat. Bă, mai dăm și capitolul 3, ești nebun? Bine, capitolul 2 n-a fost cine știe ce, adică... A fost ok și capitolul 2. E un loc special mission. Ok, deci capitolul 2 a fost ok, numai că mai mult ne-am plimbat. Ne-a deblocat niște caractere. Mă rog, și v-am zis, content extra pentru că ai plătit 60 de euro pe joc, ai niște memory fragments, dar ce că astea s-ar vedea să conțină melodii și așa cu copyright nu le facem. Noi jucăm doar capetele astea, care practic e poveste, știi? Și avem următorul capitol, capitol Deathmatch in Asakusa. Am filmat vreo 40 de minute primul capitol și o să mai tai eu din el pe filmare. Deci cred că ne duce undeva la 30 de minute pe capitol. Hai să mai rugăm unul. S-ar putea să fie dificil fix după misiunea asta pentru el. Dar sunt sigur că e un demon aici. Și aș vrea ca ei să investigheze. Și am sentimentul acesta în piept. Mi-ar plăcea ca el să afle ce... Mă bazez pe tine. Cred că e cioara lui Tanjiro. Cred că în capitolul ăsta în sfârșit ne unim toți, că sunt mai multe caractere în anime. Că aici își formează ei prietenia. Gen, ați văzut că eram câțiva care am trecut examenul.
Kazumi-san. Sore ni. Cred că domnul Kazumi să-și revină după ce s-a întâmplat. Nantoka tachinaotte kureru to ii in dakedo. Și ca toate familiile să-și revină. Kekkyoku Nezuko o ningen ni modosu hohou wa wakaranakatta na. Nici eu nu mă apropii prea mult să o transform înapoi pe Nezuko. Oh. Tsugi wa Tokyo fu Asakusa. Trebuie să te duci în Asakusa Tokyo acum. Oni ga hisonde iru to no uwasa ari. E un demon acolo. Așa se zvonește. Deja o misiune. Da, du-te. Dă-mi un minut. Nu, nici un minut, mișcă. Deja termina misiunea, nu plecați din oraș, cred. Bă, Tanjiro, te cam muncesc, băieții. El nici nu cred că are salariu, adică nu știu cum funcționează demon corp. Chiar nu am idee, sau poate are? Nu știu. Ăsta o să ne... Ăsta o vă placă. Capitolul ăsta. Mergem în Tokyo. E un fel de capitală la ei oricum. E cam ciudat ca aia să... Să merg ăștia împreună, că e demon în oraș. Mamă, ăsta e Asakusa! E beată, Nezuko. Mamă, e la fel de luminat ca ziua aici. Ziua aici. Când doarme lumea? Nu eu, bine, Tanjiro îl putem vedea ca un caracter gen venit de la țară, venit din afara zonei urbane și nu știe ce, care, cum sunt orașele sau ce se întâmplă într-un oraș, adică n-are nicio idee. Asemănător puțin cum e în Dragon Ball, dacă ați văzut, cu Goku, când pleacă el de la țară, din pustietate în oraș. Nezuko, ciotto nemusou da na. Se pare că obosește, Nezuko. Scusi yasumaseta hoga ii ka na. Vrei să dormi, iubita mea soră? Nu? Ok. Tokai-te. Incredibil. Me-mai ga suru. Mă amețește. Acci go, Nezuko. Nu înțeleg de ce a obosit, că el are multă stamina. Poate după lupta aia? E prea multă lume, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Mirosul ăla. De ce aici? De ce acum? Mi-aduc aminte. E familia lui. E același miros lăsat în casa mea. Știi, ciudat că nu... E puțin ciudățel că în anime nu prea ne-a arătat casa lui. A început direct de la prima luptă. Muzan Kibutsuji! Deathmatch! Nu cred că ne batem cu el, ar fi insane. Ne batem cu șeful mare. A lăsat-o și pe sora lui, a lăsat tot. Uite așa aș vrea să alerge caracterul în joc. Nu-l voi lăsa să scape, nicio șansă! Muzane, vino cu a... Trebuie să găsesc o altă... Ok. Hai, Coculim, n-e problem. Nu poate să treacă prin oameni, așa mai bine să ring gardul, ha? Makes sense, da. E atât de aproape. Lasă-ne cu astea. Care alte jocuri cu anime-uri mai sunt și mai chiar? Ziți-mi în comentarii. Oare la Naruto sunt? Știu că la Naruto nu poți să-l joci cronologic, că nu sunt alea vechi de tot sunt pe PlayStation 2. L-am prins, ia! Stăcălie! Uite-l, bă! Muzan. Kibutsuji Muzan. Gen, acum, ca să înțelegeți, noi și Demon Slayer ăștia care sunt buni, nu miros doar... Pot să miroasă și nervozitatea, sau cum să zic, dacă ești nervos sau dacă ești supărat. Deci Muzan ne-a simțit direct. Tati? Cine e ăla? Cuite! Ce asta? E... Trăiește ca om? Te putea ști acum ceva? Pare confuz. Scumpule, ce se întâmplă?
Mi vine să creadă că e demon, dar trăiește ca un om. Ei sunt oameni. Fata și copilul. Cum? Nu-ți dai seama că ăsta e un demon? Mănâncă oameni. Cine este băiatul acesta? Nu știu, dar e confuz. A, nu sunt confuz? Ca și tine. Nu l-am mai văzut până acum. A tăiat pe cineva? Crezi că asta e? L-a omorât. Ești bine, scumpule? A, l-a transformat în demon, mă! Ca să creeze confuzie, știi? Să scape de... Nu, încetează! Ai grijă de tine. Sau aveți grijă. Rana ei nu pare fatală. Omul ăsta n-a omorât pe nimeni. Și acum l-a plecat, a? Nu-l pot lăsa singur pe omul acesta. Muzon! Oriunde te-ai duce, nu vei scăpa de mine. Care-i fața copilul ăla? Tsuhiko? Nici nu-l cheamă Tsuhiko. Te voi urmări până în iad. Și sabia mea va fi ultimul lucru pe care îl vei vedea. Și nu te voi ierta niciodată pentru ce mi-ai făcut. Eu omorât familia. Bine, nu mai țin minte exact. Stai, poate ne arată aici. Ok, deci, Muzan a venit el la casa noastră și ne omoră familia. Nu mai știu nici în anime cine omoră familia. Poate spuneți voi în comentarii. Că a zis că a simțit mirosul, îi recunoaște mirosul lui Muzan de acasă, de la el, unde avea familia omorâtă, Tanjiro. Deci s-ar putea asta să fie venit la noi acasă și cred că mai e cineva care poate a fost antrenat de antrenorul rosu sau așa mai departe, a fost din aur, că avea ziarele la urechi. Aceleași ca noi. Acei cercei. Ce se întâmplă aici? Alt om beat. Dă-te la o parte, pușule. Nu pot! Ține-l jos, repede! Dă-te la o parte! Sunt sigurul care pot opri! Bă, cred că l-a transformat în om, ești prost? Cineva s-ar putea să fie rănit! Visual dream? Un vis? Ce s-a întâmplat? Mirosul, unde e? Ce e cu florile astea? Nu văd nimic. Cred că e fata aia cu mov. Te-a trecut examenul din primul episod. Am dat de belele? Ce? Tu? I-ai zis că e un om, dar el e demon totuși. Și acum cer să-l salvezi? Vreau să te ajut. A, e mama ei? Mirosul tău, știu ce ești. Sunt un demon, dar și un doctor. A, nu am nu care legătură. Vreau să-l distrug pe Kibutsuji. Cine ești tu? Hai să discutăm mai târziu. その方たちを早急に手当てしなければ私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか。Vi cu noi? Vreau să ducem oamenii aceștia la clinică să-i tratăm. Clinică? Dar? Sora mea mă așteaptă să vin să o iau. Atunci, 私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。 Ok, atunci eu îi duc la clinică pe ăștia doi. Eu? Nu vreau să fiu separat de tine. Fă ce spun. Da, doamnă. Văcărimăștă. Ok, ne mai vedem. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că a zis la ăștia doi și la femeia de a fost zgâriată, știi? Nezuko. Nezuko. Că era soțul care a fost zgâriat de Muzaki ăla sau cum îl cheamă și ăla și-a zgâriat soția. Și că dacă te zgârești un pic te transformi, ca în de alea de zombie.
Ăsta? Asta e Ionuț de la grădiniță. El va ghida. Dacă nu erai cu mine, n-ai fi găsit niciodată locul. Ah, mi-aduc aminte din anime, da. Concealment. Concealment e un fel de vrăjitorie, de-aia, o păcăleală, ceva ascuns. Știi că fata e demon? Ce? Ce? Minicui te cutuco. Dorego. Doesn't that mean ugly? E urât? Nezuko e urâtă! Trebuie să fii nebun! Să te uiți la Nezuko, zici că e urâtă! Era cea mai frumoasă fată din sat. Stai să vină Zenitsu. Ha! Se vedeți cu Zenitsu. Acolo începe nebunia. Cu Nezuko. Nezuko și Zenitsu, dar încă n-au apărut aia. Să nu că din următorul capitol. Hai, încetează-te mai prostești. Doamna Tamayo ne așteaptă. Așa, nu... Ascultă-mă, vreau să te uiți la fața lui Nezuko. Femeia asta seamănă cu fata aia de a câștigat... sau de a supraviețui testul anterior. Nu știu dacă are vreo legătură. Doamna Tamayo a spus să le arăt calea, dar n-a zis niciodată să-i aduc la clinică. Dacă nu se ține după mine, nu e vina mea. N-ar trebui să fie atât de încet. Nu-l voi lăsa să calce în locul nostru special. Nu vrea să ne ia cu el, bă. Hai să mergem. Stai, așteaptă. Hai mă, zi-mi că alergă ăsta al nostru. Băi, e prea rapid, stai așa. Ai, o vrajă. Credeam că e mai încolo șmecheria aia. Ești încet. Ce se întâmplă? E magia mea. Poți să ascund clădiri. Chiar și mirosuri ascunde. Așa ascund clinica doamnei Tamayo. De-aia nu o să o găsești dacă ești cu mine. Trebuie să mergi mai încet sau? Hai mai repede, că ne așteaptă doamna. Și iar pleacă. De ce nu ne poate aștepta? Ce are? N-are mă chef al nostru. Cum e așa rapid? În mijlocul orașului? Oricum suntem doi acum, adică... If you come into contact with poison from an opponent, a puddle on the ground will be affected by the poison, causing your health to gradually... Ah, ni se retrage viața. Ah, uite-o, ne-a otrăvit. Cred că trebuie să barez mai mult versus ăsta. Ah, mă salvează. I see. L-am prins! Deci, avem abilitate cu Nezuko, se duc ambele bările galbene și vine ea și ne salvează. Sau apăs doar o dată și vine ea și atacă inamicul, nu în comentarii. Nu pierde mirosul. Dacă se mai vede cineva, da și voi un like, Canos. Hai că se mai vede ăla de like. Hajime! Hai că îi dăm pe... Oi, dăm pe cocoașa la al nostru de... Oi, mă, că n-are șanse. Îi dă și Nezuko, îi dau și eu, îl umflăm. Esu! Aia zic, cred că avem vreo 4 moșii de bătut sau cea de genul. Trebuie să-l prind, ca să-i spun să mă uit odată la Nezuko. Cred că am ajuns, bă. La clinică. E o întreagă casă. Hai.
Să nu o super pe doamna, ok? Da, mamă. Dozo. Intră. Tadaima, modorimasta. M-am întors, doamna mea. Sakihodo wa omakase shite shimai. Sumimasen. Sono okusan wa? Cum se simte? Încă se reface. Soțul i-a trebuit încuiat. Nu e greu de vindecat oameni cu sângele ăla? Crezi că vrea să mănânce oameni? Că nu se pot controla demonii? Nu fa asta. Nu e dificil. Cel puțin pentru mine, pentru alții este. Mi-am schimbat psihologia corpului. Am scos blestemul. Ce blestem? Și ce fel de schimbări? Hai să stăm undeva să vorbim. Vreau să aud povestea ta de asemenea. Înțeleg. Sunt sigură că te pot ajuta. Vreau să spun mai multe despre noi. Suntem demoni. Putem supraviețui cu doar puțin sânge. Sânge? Îl cumpăr de la cei săraci, le spun că este pentru o transfuzie de sânge. Și nu e o cantitate mare încât să rănească pe nimeni. De-aia ei nu miroase a demon normal. Yushiro a nevoie de mai puțin sânge decât mine. Din moment ce eu l-am transformat în demon. Tu? Cum? Kibutsuji e singurul care poate face demoni. 200 de ani Yushiro a fost singurul meu experiment de succes, să zic. Îmi pare rău, dar să crezi demon nu e ținta mea. Fac asta doar când e necesar. Pe cei foarte bolnavi sau răniți. Și chiar îi întreb dacă ar vrea să trăiască ca și demoni. Gen pacienții care sunt răniți, știi? Și în loc să moară, îi transformă în demoni. Mirosul ei este pur, nu minte. Mă pot încrede în ea. Este vreo modalitate să te transformi în om? Să faci un demon om? Da. I-au strălucit ochii lui Tanjiro ca șeptarii la păcănele când auzi că poate să transforme înapoi un demon într-un om. Este mereu o medicină, indiferent de boală. I-a gustat. Dar eu nu știu cum să transform un demon în om. Dar îți promit că vom găsi. Trebuie să studiem sângele și demonii. Am două favoruri să-ți cer. Vreau să studiez sângele surei tale. Condiția lui Nezuko e foarte rară. Chiar unică. A dormit 2 ani. Cred că i s-a schimbat corpul în timpul acela. Fără mâncare, ar transforma un demon să devină foarte... Deci că fără mâncare un demon ar deveni violent și ar începe să mănânce, dar Nezuko n-a mâncat timp de 2 ani. Miracolul acesta poate fi cheia să găsim o soluție.
もう一つの願いは過酷なものに。Dar a doua cerere nu e una simplă. Când mă refer la demoni cu sângele lui Kibutsuji, care cred că se transformați de ei, mă refer la cei cu puteri ca ale lui. Yori chikai tsuyosa o motsu oni ということです。そのような鬼から血を取るのは容易。Nu va fi ușor să extragi sânge din acei demoni. それでも、あなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ。Dacă e singura cale, o voi face. Dacă poți crea medicamentul, nu va fi doar Nezuko, corect? Toată lumea va fi salvată. Da. Nu. Stai jos! Damn! Mi-aduc aminte de ăștia. Aveai dreptate, Ahabab? Clădirea asta a apărut de nicăieri. Este folosit un demon care poate ascunde obiectele. Dar nu să le dispară amprentele. Nu îmi poți păcăli ochii. Autoșpa noastră. Trebuie să urmărim un ucigaș de demon, dar... Are grijă de alți demoni. Modalitatea ta de a face lucruri e matură, nu te mai plânge, cui pasă. Eu le-am descoperit locul. Kibutsuji i-a trimis pe ăștia. Mirosurile lor sunt diferite. Cred că ăștia sunt primii demoni ai lui Kibutsuji sau cum îl cheamă pe ăla, care dețin sângele ăsta special. Deci femeia aia ne ceru nouă să ne batem cu boșii ăștia și să le ducem sângele, să colectăm sângele și să le dăm ei. Ca ea să analizeze pentru medicament. Deci nu demon de aia simpli, deci o să fie un boss fight. Îmi umple plămânii mirosul ăsta. E greu, cică. Hanafuda... Cercei Hanafuda. Ce că i-a mai purtat cineva, dar nu se știe cine. Cine se distrează? Vei fi omorât de unul din cei 12 Kizuki. Nu, cum te faci? Nu te simți special? 12 Kizuki? Ei lucrează sub Kibutsuji sau nu, nici acum nu știu cum îl cheamă. Hai să continui jocurile. Până când vine dimineața, veți fi cu toții morți. Ăștia sunt demonii de care ziceai, doamna Tamayo? Da. Sângele lor va fi al nostru. Vine-o cu acea arătură. A, și ei sunt doi. Bă, de sunt singur. Să ne distrăm, ești nebun. Oi de capul meu. Ce ne dă a noastră. Damn. E dificil că nu suntem doi. Mulțumesc. Hai să încheiem. Îl are ochii mâini. Urmează-mă, Yahaba. Na, nu putem ataca. O, sunteți pregătiți? Trebuia să iau mai multă viață ca să o omor cu asta, cred că ne dădea un ending. Ah, ba nu, că nu i-a luat așa multă viață. Dacă ei sunt unul din 12, nu-i subestima. Am înțeles. Iar face atacul ăsta. Controlează niște mingiuțe și gen le controlează individual. Dar nu știu când o pot ataca. Ia.
Kapın gura. Oh! Hai. Ai, zic, mamis. Dar n-am omorât-o aici. Că am trecut de un nivel. Zako no bunzai de yari yoru. Erou pentru un amator? Puh, ce brațe are fata noastră. Sochira ni iru no wa nogare mono no tamayo de wa nai. Am găsit-o și pe tamayo, îți vine să crezi? E va fi un suvenir bun. Kubi wo yotsu mochikaereba yoi no ka no? Chigau, futatsu ja. Avem doar nevoie doar de două capete. Demon Slayer și cel care a fugit. Cred că femeia, Tamayo. Mă voi distra înainte să iau capul. Hai să luăm capul femeii prima oară. Acum mori. Se poate descurca Nezuko? Dacă Nezuko îl ține pe unul ocupat, va fi mai ușor pentru mine. Și i-a pus pe frunte totuși, că nu știu. N-aiam de iru toki zanai. Ima va. Iaru toki da. Nezuko. Hitori o tanamu. Du-te după unul din ei. Ore wa. Mou katahou o zuri. Ia-mă bag cu cealalt. Sore made motasete kure. Ok, deci continuăm. Hajime mashita. Ah, deci putem să ne dăm un boost în față. Damn. There you go. Cred că nu putem ataca până când nu termină combo. Damn, ce combo-uri îmi dă. Trebuie să ne ferim până când îi se duce... Vezi, dacă stau prea aproape de ea... Hai, ia... Pă bune! Dude, mai oprește-te, ești nebun! Olu! Dă-i picioaca! Picioroanga, vreau să zic! Olu! Ne-a dat nota A aici. Cred că n-am atacat-o de destul de ori decât trebuiam. Doamna Tamayo, chiar reușite să-mi vingă demonul. Itemul oni. このままではいたずらに時間が過ぎ朝を迎えてしまう。Zice că răsare soarele și mor amândoi. 私が何とかしなければ。Trebuie să fac ceva. Ia mă, ce mai face și a noastră? そろそろ薄汚い鬼。E timpul ca tu să dispari. Gunoiule. それはもう残酷。În cea mai crudă modalitate. 焦っていた。状況が見えなくなる。Nu-l pot lăsa să-mi distrag atenția. Trebuie să mă apropii de el. O pot face. Let's go, Tanjiro. Hajime mashite. A? Ce se întâmplă, mă? Ok. Barea albastră de sub viața noastră. E bara aia unde putem folosi apa. A, deci îi dau... îi dau damage. Aia e chestia. Deci trebuie să-l atac cu atacuri normale ca să-mi umplu bara albastră. Vei plăti.
待ちたい、ねじれるぜ、デュアリア。Ce se întâmplă? Curge apa. Sabia mea e grea, dar mă descurc. Are niște săgeți care îmi trag în spate. Voi obține sângele. Indiferent. Voi omor fiecare demon. L-a decapitat, bă. Iată! Ce? Onore! Omai no kubi sai mochi kaereba, ano kubi sai aduc capul tău. Ca să primească aprecierea. Iurasa nu! Kitanai tsuchi ni washi no kyou o tsuke otte! Omai mo michizure ja! しまった、相打ちだ。ああ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃ。Corpul meu a vistrivit. Țin-o cata. Uți-o. Dar cu apă. Dă-te. Uadau, dă-te. Gândește repede. Asta îi se ducă ochi. Aparatul. Asiga ureta. Mi-am rupt piciorul și o coastă. Sunt prea obosit ca să țin sabia. Hayaku ikanakereba. Oni wa mai e un demon. Mada iru. Sugu iku. Sugu iku kara. Buji de ite kure. Zice vin. Douka. Buji de. A omorât-o, bă. Sinde șmattan desu ka? Ma, kore ga noroi desu. Blestemul kibutsuji. Celulele mor din interior? Demonul ăsta nu e unul din cei 12. Ce? 12 kizuki wa gankyuu ni suuji ga kizamarete imasu ga. Au nume pe ochi. Ea nu are. Osoraku. もう一方も十二気づきではない。Initial demon のクレカレ。弱すぎる。Erau prea slabi。弱すぎる。Prea slabi。あれで。Glumești。この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。Interesant。De-aia voia ăla să aducă zi capul nostru ca să-l bage în numărul ăla de demon 12. În elită, la brigadă să-l bage. Interesting. Cred că o să trebuie să văd filmul, sincer. Ca să continuăm jocul. It's a bit strange, she's been acting like... Mă întreb dacă e în regulă. E în regulă. Cred că are impresia că sunteți familie. Familie? Am crezut că face doar oamenii ca să vadă să fie familie. Nu este demoni. Voi sunteți oameni. Vrea să vă protejeze. ネズコに暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいで、よかった。Mi-a plăcut vrajea asta, dar presupun că ea are încă poate lua deciziile ei proprii. ネズコ、ネズコ、離れるんだ。失礼だから。N-o fă să plângă, ネズコ, dă-te la o parte. ネズコさん。Mulțumesc, ネズコ.行きたいと思いますか。本当に人でなくなっても。Vrei să trăiești chiar dacă te va costa umanitatea? Da. このまま病であなたは命を落とすでしょう。Te avertizez. ですが。Și aduce aminte când l-a transformat în demon. 人でなくなることは辛く
Dacă spiriți umanitate, dureros. Interesting. Deci Nezuko încă mai poate lua deciziile ei, chiar dacă are o vrajă asupra, care o obligă să îi vadă pe ea ca familie. Noi vom pleca din regiunea asta. E riscant cu Kibutsuji aproape. Unii dintre oamenii pe care am vindecat au realizat că sunt demon. Vrei să o luăm noi pe Nezuko? Nu pot să-ți promit că o să fie în siguranță, dar va fi mai puțin pericol decât să se lupte. Poate Nezuko într-adevăr ar fi mai în siguranță cu ei. Nu vrea, bă. Are un bambus ca să nu muște, gen. Are botniță. Tamayo-san, ochizukai arigatou gozaimasu. Îți mulțumesc de grijă. Ore tachi wa issho ni ikimasu. Dar rămâne cu mine. Hanare banare ni wa narimasen. Nimic nu ne desparte. Mo. Nido to. Nu iar. Wakarimashita. Deva, buun chōkyū o inorimasu. Vă urez noroc. Zana. Ore tachi wa konseki o keshite kara iku. Omae ra wa sassa to ike. Ah, hai. Sore de wa Tamayo-san mo Yushiro-san mo. Mă mulțumim pentru tot. Ikyo, Nezuko. Cred că o să mă uit la film când mai avansăm în joc. Așa cred. Că nici eu nu mai țin minte anime-ul și așa măcar dacă rejoc jocul. Sora ta, presupun că e o frumusețe. Wow. Yay, frumoasă, bă, Nezuko. Adică e clar că e frumoasă, că e făcută din anime să fie frumoasă, gen și desenată. Că ăștia se îndrăgostesc, fac propăd când apar anime-urile astea populare și gen un protagonist e femeie. Mamă, și se întâmplă. Bine, e la fel și cu bărbați, dar în special cu caractere femeie. În fine. Am luat Sasu. Asta e singura luptă cu A, pentru că n-am știut eu că pot să-l atac pe ăla în timp ce își castează spell-urile când pornește, știi, când jucăm cu Nezuko, oricum contează. Boys, ne-am dus și cu capitolul 3. Ne zice că am deblocat jonule, ok. Și avem capitolul 4. Nu știu câte capitole sunt, dar trebuie să mă uit. S-ar putea să facem 45 de la viitoare. Și care 8 capitole, băieții. Deci suntem la jumătatea jocului aproape. Adică n-am terminat 4, dar în fine. Deci mai e. Dacă vă place, apăsați butonul de like. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. GD în descriere, GIF-ul în descriere, codul RAV12% reducere. Pooo!